Dragii mei elevi, de 38 de minute a bătut gongul, clopotul de ramă, cum scrie în Dumnezeul nostru Cristic Mihai Eminescu, și vreau să vorbim puțin despre tragedie. Tragedia este, vreau să citesc cine dă Wikipedia, tragedia cu mici amendamente, posibil sau poate nu. Tragedia este o specie a genului dramatic, în proză sau în versuri, reprezentând personaje puternice, angajate în lupta cu destinul potrivnic, cu ordinea existentă a lumii, ori cu propriile sentimente, acest conflict soluționându-se cu moartea eroului. Este într-un fel posibil ca să fie și uneori când versurile sunt în proză sau proza este în vers. Tragedia este o formă de dramă caracterizată de dragoste și demnitate, care de obicei implică un conflict între un personaj și o putere superioară, ca de exemplu legea, avem Terra Aegis, sub autoritatea Pământului, zeii, soarta sau societatea. Originile ei sunt obscure, dar cu siguranță că este un produs al bogatelor tradiții poetice și religioase ale vechii grecii. Mai precis, originile sale pot fi regăsite în ditirambi, cânturile și dansurile care celebrau pe zeul grec Dionisos, mai târziu preluat de romani ca Bacchus. Se crede că spectacolul acestea extatice și legate de băutură a fost create de satii, ființe mitologice, pe jumătate țapi, care înconjurau pe Dionisos la petreceri. De asemenea, o altă origine a termenului este legată de cuvintele greci tragos, semnificând țap, și aidein, a cânta, combinate cântece ale țapilor din care a rezultat tragedie. Vreau să fac câteva comentarii. Deci, acești satiri erau dracii din Biblie, care aveau credință, dar erau păcătoși. Apoi, altceva ce vreau să mai spun, țapul, noi care, puțini oameni știu din lume, că țapul e spășitor, expresia care o știe toată lumea română, de fapt este luată din Biblie și numai din Vechiul Testament. În Tora, în primele 5 cărți ale Bibliei, Dumnezeu la un moment dat îi spune lui Moise, pentru nu știu ce vină, pentru nu știu ce datină specifică, să iei un țap și să-l jertfești. Acela va fi țapul de ispășire. Cumva putem spune că personajul tragic, acel țap, ispășește vina întregii comunități. Mai mult decât atât, ce vreau să spun este într-un fel, cred că este izvorâtă din ciobănism. Adică putem spune că dacă tragedia a izvorât din căprărismul, din varianta de ținător de țapi, de capre, Evanghelia după ea, la 700 de ani, după poate 6 de ani sau 5-400 de ani după bătăliile greco-persane, după Eschie, nu? S-a inspirat din ciobănit. Deci dacă tragedia jertfește un țap, pe Oedip, pe Antigona, pe cine vrei, atunci Evanghelia jertfește un miel pe Hristos, pe Augustin. Aici avem o imagine. Să vedem cine este în imagine. Dar din păcate nu putem să vedem din cauza paginii. Electra la mormântul lui Agamemnon. Deci uite ce avem aici. Să vedem pe Electra. Electra, dar vreau să vă povestesc câteva subiecte de tragedice, știu și eu. Ele se regăsesc unele povestite și în cartea Eroii al lui Alexandru Mitru, pentru copii. Dar eu vă încurajez, noi atunci nu prea puteam să citim, nu eram atrași. Vă încurajez să citiți, dacă sunteți copii, cât să de mici de 9 ani, un copil de 9 ani poate foarte bine să citească, după ce îți faci o hartă cu Alexandru Mitru sau alți repovestitori, să citești tragediile. Ție o carte, există tragediile lui Shakespeare, există tragedia greacă, sunt doar 3 autori, Exchil, Sofocle, Euripide, și citești, fratele, citești și să vezi că să ai o minte, să fii mai tare ca mine, cum să fii de vârsta mea. Deci, pe cum vedeți, Electra era o frumusețe. Electra era sora lui Oreste, fiica lui Agamemnon, sora Ifigeniei, cred.
iar Agamemnon era conducătorul absolut al armatelor aheilor care plecau în Troia. Când au plecat în Troia, Dumnezeu i-a zis de Zeus sau cine o fi zis, dacă vrei să bați, să dai fata ta jertfă, nu pe Electra, ci pe Ifigenia. Și atunci Agamemnon a adus o jertfă pe Ifigenia și ea a trăit după moarte într-o insulă a zeului Apollo, cea de geloasă, ca preoteasă. În același timp, acești doi copii rămăseseră acasă, Oreste și Electra, fratele și sora, rămăsese măsa lui cei doi copii și a Ifigeniei și aceasta s-o lua cu un egipt, egist, mă scuzați, egist, și ea o chema Clitemnestra. Și când s-a întors Agamemnon, după vreo 10 ani, în fine, când s-a întors acasă, la familie, aceștia se luaseră și l-au, efectiv, l-au omorât pe tatăl familiei, pe soțul ei, a mamei. Atunci Electra a spus lui Oreste, când a venit și el, cine știe unde, răzbună-ți familia, răzbună-ți tatăl. Și atunci Oreste i-a omorât pe amândoi, pe Egist și pe mama lor. Aceasta este o tragedie. Aceasta arată o noblețe în care romanii s-au regăsit și întreaga lume. Noi astăzi nu ne mai omorâm părinții nevrednici, dar orice om cult și orice om din poporul român are apetență și trebuie să aibă spre asemenea texte. Vreau să mai vorbim despre Sacrul Tragediilor, vreau să mai spun una. Este una care vreau să vă recomand să o căutați, să caut și eu, poate o să postez pe pagina de Facebook sau la Emi sau pe altceva. Vreau să zic așa, Antigona. Antigona o citesc dacă în vremea mea se citea pe clasa 9, trebuia să o citești dacă vrei să înveți. Și care este Antigona? Antigona este o tipă cam aceeași vârstă și e foarte interesant că personajele tragediilor, cel puțin ce știu eu, tineri. Eroii tragediilor sunt foarte tineri, adolescenți sau foști adolescenți care efectiv și-au, încă de la sfârșitul copilăriei și-au făcut niște idei și-au făcut, au trecut pe asemenea lucruri. Gândiți-vă, cei 10 ani care Electra a stat cu oribilă, cu chestia oribilă în familie, deci ceva îngrozitor. Și după cum vede și în tabloul ăsta ce l-au făcut, se vede că 1969 l-au pus și război și pace, se vede noblețea, știi, care trecuse prin manifestul Partidului Comunist, când a apărut, trecuse prin 1948, prin războaiele napoleoniene, toate sunt alianțe, toate minciunile care efectiv și putem vedea că aceasta este însăși biserica. Putem spune că tragedia, că Eschil a descoperit sacul în cultura europeană. Cu 300 de ani, cam așa, înainte să fie tradusă Biblia în o limbă europeană, în greacă, când a fost tradus Vechiul Testament. Și asta este foarte, foarte interesant. Sacul, ce este de fapt sacul? Mai este posibil sacul numai la biserică, numai pe stradă, numai în case sau se poate și pe internet în lumea asta care pare când falsă, când adevărată, ca bătrânul Mississippi, nu? Mă spune Chris. Ce asta vreau să vă spun? E ceva foarte colosal, ceva foarte. Aici nu este vorba de crime aici și mai ales că noi, prin biserică, care suntem creștini, trebuie să sublimăm orice. Și asta probabil este răspunsul pentru care grecii nu mai scriu tragedii. Pentru că ei deja sunt în revelație. Și asta este pre-revelația. Și chiar mă gândeam, citeam ieri că seară că Marcus Tullius Cicero a trăit înainte, cu un secol înainte de Hristos. Și a pregătit calea, a pregătit întregul popor roman să fie o judecată dreaptă, să spună Pilat, deși face acea faptă rea, acel delict de judecată, nu? Acea criminală sentință, dar a scris adevărul pe cruce, acum 2000 de ani. Dar noi ce scriem pe crucile noastre? Și asta vreau să vă spun că Antigona, care era povestea, ea trăia în Teba. Au existat două Tebe în antichitate, Teba în Egipt și Teba în Grecia. Nu au, sunt diferite una de altele. Una este egipteană, una este greacă. În același timp, Egiptul a tot irizat în nord până când a trezit Grecia și apoi Grecia a ocupat totul până la Ind. Doar Roma a venit peste Grecia, peste eleniști și macedonieni. Și ce face Antigona? Păi Antigona este în Teba, în care este șef Creon.
Și asta este tot timpul în tragedie. Nu pot, în tragedie lumea nu este normală. Putem spune, Felix s-a născut în România, dar când era șef Ceaușescu sau Zamora, cine vrei tu, nu? Deci, Antigona a fost o fată fericită, care n-ar fi fost subiect de tragedie și oricum i-a murit ca o oaie. Și cumva aici, odată cu Sofocle, se vede un sat în tragedie. Deci, Antigona sau Electra nu sunt niște țapi, niște oameni satie, ci sunt niște martiri. Și această Antigonă trăiește într-o dictatură, este, cum să zic, face parte din alta societate, între nobili, nu? Dictatorul este la putere, Creon, și fusese un război, fusese, nu știu ce exact care a fost treaba, dar ideea e că Antigona avea doi frați, pe Cutare și pe Cutare, Polinice și nu știu cum. Și acești frați, nu știu, fugiseră din cetate, din Teba, și Creon l-a prins, a ce-a făcut și i-a omorât pe frații Antigonei. În fine, Antigona cred că era și ceva nepoată de-a lui Creon. Și deci dacă nu ar fi existat tragedia greacă, și nu, aici nu putem spune că Shakespeare mai bun ca tragedia greacă sau că tragedia de Shakespeare. Nu se mai calculează la așa ceva, dar fără tragedia greacă, Shakespeare nu ar fi existat. Nici măcar ca sonetist. Și asta nu e o laudă adesea tragediei greacă, ceva de la sine înțeles. Și ce face Antigona? Deci, ei lăsaseră afară din cetate, afară din cetății, morți pe drum, cum se întâmplă în lume, nu? Când eram eu în liceu, atunci încă nu, atunci eu citit în 96, cam așa, dar prin 99 era Kosovo și tot felul, era o grămadă de morți pe drumuri. Acum e în Ucraina. Nu? Toată lumea asta, noua senzație, ca în alegătorul lui. E bine, ce vreau să zic? Vreau să spun că ea merge, deci Creon nu numai că i-a omorât pe tineri, dar a poruncit nimeni să nu-i îngroape, nimeni nu, să nu facă un ritual sacru pentru ei. Într-un fel, ziceam că tragedia este că este descoperirea sacrului din afara Bibliei, mai mult decât zei, dar în același timp este și o căutare, este și o nevoie de sacru. Și atunci Antigona ce face? Ea știa de interdicție. Avea și ea o soră. Cum o chema, domnule, pe sora ei? Alcmena? Nu, Ismena. Ismena o chema pe sora Antigonei. Care era și ea soră cu fraților. Și Ismena spune, eu nu mă tem, nu. Și Antigona merge în afara cetății, ia niște pământ și îl presară peste morți. Era același sens, prin vremea aceea, ca și îngrobăciunea. Și având aceasta, nu știu, Antigona este prinsă, este identificată ca și călcătoarea de legii împăratului, a regelui său fost la tiranul. Era un titlu tiranul, după aia a apărut bazocura, cara. Și ăsta o cheamă la judecată. Nu știu ce nu să înțeleg ei. Ea probabil nu se dezice de gestul care l-a făcut. Și atunci Creon, și așa se încheie piesa, o condamnă să fie închisă într-o peșteră, care este închisă ca mormântul lui Hristos, dar ea e vie. Și asta este treaba. Deci pentru Antigona nu mai este nicio junincă salvatoare, nu mai vine nimeni ca să o facă semizeie, dar oricum ea este sufletul tragediei și a lui Sofocle și a tuturor tragediilor. Și de asemenea, Antigona era ceva fiică sau nepoată și de-a lui Oedip. Și se știe că din incest apar tot timpul niște geni în prima generație și după aia se distruge totul. Dar vreau să zic că ea a și ajutat, se pare, pe Oedip, într-una din piese, aia n-am citit-o, tot de Sofocle. Sunt cele trei piese cu Oedip, Oedip, rege, Oedip la Colonos și care mai fi. Dar ideea e că s-au păstrat de la Sofocle doar 7 piese de prin 99 sau câte au scris eu.
Dar ce încerc să spun, și e interesant cum s-au păstrat tocmai astea. Dar vreau să zic că, iar din poetica lui Aristotel s-a păstrat doar pasajul despre, textul despre tragedie. Este iarăși foarte interesant. Ăstea le-au ales copiștii creștini. Dacă nu exista creștinism, până azi nu mai era nimic. Veneau migratorii, distrugeau tot și consideram că ne-am născut într-o lume făcută de extraterestri. Coloane și păduri de marmură de extraterestri, ca în Egipt. Sau în Mesopotamia. Și ce se întâmplă? O închide acolo în peșteră și se închide lumina. Exact ce zice Tennessee Williams în dublu sens. Coada lui omosexuală de rândunică. Stinge lumina Antigona. Mai mult ce să zic. Eu nu vreau să sting lumina. Vreau să spun că avem Antigona, tragedia greacă, am vorbit puțin despre ea. Să vedem cine mai zice aici, frate. Cine mai spune la text. Este din cine a făcut acest tablou, ăsta este de studiat. De asemenea, dacă aveți interes, treburi în teatru, vă rog să încercați să și desenați acest, fie și măcar portret sau ceva. Să o desenați pe Electra. Și dacă sunteți regizor, mai ales dacă și actori, dacă sunteți scenograf, mai ales teatrologi, deci un bun teatrolog trebuie să-și localizeze bine scena și oamenii de pe scenă, nu? Oamenii lui, ca și Nikita, cum zice Elton John, sărac. Mai suntem ce mai pe aici? Cine a făcut acest tablou, ca să vă dau legătura? Electra la mormântul lui Agamemnon, 1869. Frederick Leighton, first Baron Leighton. Art Renewal Center. Nu, bun. Hai să vedem cine mi-e ce mai departe. Teoria ale tragicului. Filozoful grec Aristotel arată în capodopera sa poetică faptul că tragedia are ca efect, am citit poetica la facultate, că tragedia are ca efect catarsisul, purificarea de milă și frică, prin milă și frică, a publicului datorită sentimentelor și suferințelor personajelor din opera dramatică. Nu toate operele care sunt subsumate în categorii tragice au ca rezultat acest tip de final catartic. Chiar unele din ele au ca deznodământ neutru sau care tinde spre fericit. În orice caz, ce anume constituie o tragedie este o întrebare destul de frecventă. Unii sunt de părere că orice poveste cu un final trist este o tragedie, alții cred că povestea trebuie să îndeplinească o serie de cerințe pentru a putea fi considerată de tragedie. Fenomenul adesea observat la Aristotel. Da, tragedia, ca să fie tragedie, trebuie să fie, cum să vă zic, uite, punem un pic de Parsifal. Tragedia trebuie să un om nobil, Oedip, Antigona, Electra, Oreste, Agamemnon, Ulise, nu, deși el nu e personajul tragediei, Telemach, cum o cheamă, domnule, Hecuba sau Penelopa. Trebuie să fie niște oameni nobili care îl caută pe Dumnezeu și îl găsesc și constată că Dumnezeu este un tren de marfă care intri tu în el. Asta este tragedia. Când, exact cum ziceam eu la una din versiunile mele de textele mele de teatru, puținele mele textulețe, ce scriu și eu, e dramă în care eroul este învins de o putere superioară. Asta este tragedia. Amin.